Dacă erați curioși oare ce mai vând românii noștri pe OLX, ei bine, ați nimerit unde trebuie. Și dacă nu erați curioși, puteți să rămâneți în continuare și la sfârșit vă dau 5 lei, promit. Avem minunata pagina cu același nume pe Instagram și haideți să vedem ce mai vin de lume. Și o să încep cu puzzle-ul ăsta de retardat la 3000 de lei negociabil. Bă și ce mă fascinează pe mine maxim, pe lângă icoana asta de aici de sus cu Arsenie Boca, este descrierea și mai exact propoziția asta. Prețul este fix, dar se poate negocia ușor. Dacă nu-ți iei shutdown la creier după ce citești chestia asta, mare minune. Iar ăsta este puzzle-ul mai exact și cu siguranță când eram eu mic nu așa arătau puzzle-urile. Pare complicat rău ce se întâmplă aici, cred că și de asta icoana asta cu Arsenie Boca pe, pe birou aici, nu? Înainte să încep să rezolv puzzle-ul sau așa să-l construiește, să cruci înainte, scuipă așa în sân, avem și bicicleta asta care, atenție, nu e orice bicicletă și a bicicletă de fraier. E cea mai șmecheră bicicletă de când s-au inventat bicicletele. Și omul nostru mai ține să menționeze în descriere, nu? Că este o bicicletă deosebită și din gel, schimbător în butuc, iar bicicleta merge foarte ușor. Și totuși, la cât s-a scumpit benzina, vedeți că un pic de efort acolo nu strică la modul după bune. Acum că o fi furată, nu o fi furată, aia e 200 de euro, deși arată bicicletă furată, nu o să vă mint. Cineva mai vinde și husă de telefon de S9 cu Jveps la 70 de lei de la 75, atenție, și se putea să n-apară așa ceva, păi nu se putea. Văzusem pe Instagram cum cineva și-a colantat până când și mașina cu jveps și mi se pare incredibil. Mi se pare incredibil cum unele meme-uri poate să influențeze oamenii pentru o perioadă de timp și după aia efectiv toată lumea uită de ele. Și după apar alte meme-uri și tot așa. Și totuși, dacă husa asta este pe bună, anunțul asta este pe bună și nu este la vrăjeală, vedeți că hus asta nu e rea. Iar dacă erați în căutare de popcorn, aveți poftă de popcorn, stați liniștiți că vinde un băiat Paul X popcorn carbonizat la doar 5 lei. Și râdem dar mi s-a întâmplat și mie dată să iau punguțe din alea de popcorn, să le bag la cuptorul cu microunde și să le pun mai mult decât ar trebui. Dar vedeți, din păcate, pe mine nu m-a dus capul să-l vand și o Polex, că poate facem și eu niște bani, nu știu, poate vedeți că băiatul ăsta e milionar, Omul ești nebun, conduce Lamborghini, frumos, măcar de Tesla să fi făcut și o bani. M-aș mulțumi și cu o Tesla, n-ar fi, n -ar fi problemă, după aia mă duc și eu frumos la Constituției, sufăr pe acolo cum se face de altfel cu mașina, nu? Și evident că o să vină și întrebarea după aia că frate, tu de unde ai avut bani de Tesla? Să vedeți că după aia tu acasă ca nebun, nu mai investesc în Bitcoin. Bitcoin e de domeniul trecutului, se apucă tot să vândă popcorn, carbonizat, polex după aia, să-și cumpere și Tesla. Trecem totuși și mai departe la piatra asta care, atenție, este atinsă de Dumnezeu. Și în descriere avem așa, ci că piatra atinsă de Dumnezeu cu puteri vindecătoare, unică în lume și foarte specială. Legenda spune că și acum sunt 10 băbuțe care vizionează anunțul ăsta și se gândesc dacă să o cumpere sau nu, dacă merită investiția. Sunt câteva băbuțe care mai așteaptă pensia, mai strângă un pic ca să aibă bani de piatra asta. Și totuși, dacă nu i-a apărut și chipul lui Isus pe ea și plânge, degeaba, mă, ești nebun. Altceva era să fie apărut chipul lui Isus pe piatră și să fi plâns piatra. Era așa cred deam ești de bun, că are puteri. Dar așa, nu știu ce să zic, nu prea am încredere în băiatul ăsta, cred că ne dă țeapă. Și că veni vorba de Isus, bă, acum ceva ani, mi-aduc aminte că trebuia să existe măcar o dată pe o săptămână o știre cu niște icoane, nu știu ce sat, care au plâns. Unde au dispărut știrile de genul? Că înainte v-am zis, la săptămână treia, nu știu ce sat abandonat, nici dracu n-auzea de satul ăla, bă, trebuia să existe mă, niște icoane care plâng. Tipul asta își vinde iubitul, sau mă rog, își vinde iubitul în ghilimele pentru că îl dă gratuit, pentru că aparent este fostul iubit, care este puțin idiot. Și în descriere aparent ne menționează că a și să sunăm nu la nu știu ce număr și să-l înjurăm sau să-l înjurăm pe Instagram. Rog seriozitate. Mi se pare amuzant că și în episodul trecut mai exista o tipă care își dădea iubitul gratuit pentru că a -o sau o chestii din asta, ceea ce mi se pare tare. Dacă în trecut ajungeai la Ernest în emisiune, fugea Ernest după tine cu un cameraman, dacă ți înșelai iubita, nu? Vremurile s-au mai schimbat și acum ajungi Direto pelo Lakes. Sticul ăsta, sincer să fiu, mă interesează pe mine. Cred că îl cumpăr eu, cred că îl sunt pe băiatul ăsta, nu? Avem aici stick de 16 giga cu umor erotic. Și eu am mai auzit, de exemplu, de umor negru. Bă, da, de umor erotic. În ce constă măcar umorul erotic? Cum arată umorul erotic? E cu disclaimer din ăla la început că porno slash comedie, acest program este interzis copiilor, nu? Sau care faza? E cu Johnny Sins acolo, actor principal, ești nebun. Johnny Sins instalator, Johnny Sins orice, ospătar, orice. Și bam, Johnny Sins acolo cu glume de alea că wow, Mia li ce strâmte ești. Asta ar fi una dintre glume. Sau să fie omul nostru Johnny Sins acolo pus pe treabă, hap să dea așa acolo, bam, 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 dintr oată fă, ce e fă, te bășit, ce dracu cu putea și a fă, zic că tei ai bășit, te bă, și fără mișto. Păi aia să fie dezbateri din aia în comentarii că da, bă, așa, da, în sfârșit, asta e genul meu de omor, bă, în sfârșit, mă, nu toate prostiile alea, vei cum să te uiți, mă, la toate vechiturile, la toate, ăsta e genul meu de omor, râzi în timp ce-ți dai și o labă, mi se pare superb, Pe păi să-i dai replay 1, eu, în 1997, bă, cum să râzi, la așa ceva, ești prost? Mama, generația din ziua de astăzi, cum vrea cu sântiți, mă, la așa ceva, să râzi, sunteți handicapați, să-mi bag picioare, bă, generațiile astea, bă, nu se poate așa ceva. Trecem totuși mai departe, avem și bagnota asta de 500 de lei cu Christy Hope. Și dacă e să mă întrebați cine este băiatul ăsta și cu ce se ocupă mai exact, n-aș să vă răspund. Știu doar că face clipuri pe TikTok și că într-un timp se vorbea foarte des de el, dar mai mult de atât n-aș să vă zic. Că mi se pare un băiat cu handicap de pe TikTok. Un alt băiat cu handicap de pe TikTok, pentru că e plin de ei. Zaruri șmechere. Zaruri cu telecomandă barbut. 736 lei stare nou. 736 de lei bă, niște zaruri cam scumpe, nu o să vă mint. Și totuși nu ar trebui să-și scoată bani în timp dacă sunt cu telecomandă, câștigi acolo pe bandă rulantă, forță. Până se prinde un bateș, de bun, se auzi zvonuri că e unul care câștigă tot timpul până se trezește unul, că ea dă mă, alea un pic, ea 6-6 i dat o dată de două ori, de trei ia dă alea un pic, ea Bă, astea nu zaruri, mă, de alea cu telecomandă de pe olix bă, să moară familia mea, bă, tu pe cine crezi că fraierești aici, vrei să te tai? Crezi că mă frairești pe mine, Gianni? i a dus abia, o mâncață și că eu unul aici cu zaruri de alea de pe olix cu telecomandă, mâncați să Hai să vezi, ești de mult, fac buzunar să moară familia mea de nu te tai. Vând sicriu cu aer condiționat, 120.000 de lei și la prețul ăsta ești nebun vorba unul din comentarii, la prețul ăsta cumperi și cimitirul și morții. Tare utilizat avem și în descriere ce că sicriu de lux cu aer condiționat plus postere Playboy și un frigider ciucaș. Așa da, frigiderul ciucaș, postere Playboy parcă nu, începe să-și facă banii, dacă tot... Uh... Acestea sunt în sicriu. A, ah, cred că sunt pe deasupra sicriului. Acest sicriu a fost testat de profesioniști și avem în paranteză Freddie Mercury, Elvis Presley, etc. Cu siguranță. A băut omul nostru Elvis, ești nebun, a băut bere ciucaș. În timp ce și-o lua la labă frumos pe posterele Playboy, o bere și acolo la băiat să fie treabă, nu? Dar la final am pus un cal mort în ea. Stai așa ce? Deci, testa de profesioniști Freddie Mercury, Elvis, etc. Dar la final am pus un cal mort în ea, în ea cine, și am uh, realizat că trebuie să fie mai mare și mai puternică. Cine să fie mai mare și mai puternică? Despre cine este vorba? Se referă la sicriu. Am aruncat calul de la etajul 3 în cimiteri și s-a făcut praf sicriu. Da, mi-a dat cu eroare 404. Nu știu, na, nu, n-am, e... Da. Uh, uh, exact Bă, și eu am imaginație bogată Da, cu băiatul ăsta e greu Băiatul ăsta le întrece pe toate Băiatul ăsta ar putea să scrie scenarii pentru filme de la Hollywood Scenarii din alea, aici, nebun pe ciuperci Fără ciuperci Cineva vinde și păr de femeie, natural, brunet, sănătos și fresh. Cu siguranță, dacă e fresh, eu un băiat care ar fi interesat de părul ăsta că e fresh, nu? Băiatul la de data trecută, din comandă la mine, nu? Cum se simțea el fresh de la alcool, au deci de părul ăsta că e fresh, 10 euro negociabil, poate l scoate la 5, a? Poate trăi în orice condiții, nu e mofturos. Da, mănâncă de toate, nu trebuie să-l speli foarte des, nu plânge, nu? Nu trebuie să-l treci la întreținere, cu siguranță, dacă îți cumpere așa ceva, o să fii mai fericit. Dacă ești și trist acum, depresiv, nu? Vrei să-ți iei viața, ai gânduri nasoale, cumperi niște păr natural, brunet, sănătos și freș, păr de femeie, nu orice păr. Și dintr-o dată nu o să mai fii depresiv, o să fii fericit. Bă, și de băiatul ăsta îmi place, măcar e sincer. Băiatul ăsta bă, vinde cu 10 lei, veioză comunistă urâtă. Doamne, ajută, apreciez sinceritatea, nu? Stare utilizat și în descriere ne menționează că ve veioza este urâtă, posibil funcțională. La cât de urâtă e, nici nu s-a mai obosit să o te este nebun. Să fi băut și băiatul ăsta o sticlă de vin înainte, să vezi că îi se pare mai frumoasă după aia. Avem și antrenori aparent de surf pe CSGO. Dacă unii fac surf în Hawaii, alții fac surf pe CSGO. Mi se pare bine. Mai de mult știu că existau și antrenori de Fortnite, ceea ce mi se pare și mai bine. Antrenori pentru orice joc, adică mi se pare ăsta e viitorul, mă, meditații la jocuri. Vii frumos acasă, te întreabă, maică-ta, că unde ai fost? Mama, am fost la meditații. Așa, da. Vezi, mai ta o să fie mândră. Sună toate rudele, ești nebun. Uite băiatul meu, îi place școala, îi place să învețe, să se duce la meditații în fiecare zi, superb. Tipul asta vinde un Apple Watch, mi se pare bine, dar vinde un Apple Watch urgent și ne menționează că ceasul a fost cadou pentru fostul, iar spre deosebire de el, ceasul funcționează perfect și nu are niciun defect. Înțeleg că fostul nu avea defecte. Tipul asta ar trebui să se ia de mână cu cealaltă care îl dădea cadou pe fostul care a înșelat-o, nu? Ar trebui să se ia de mână să vezi, ar deveni cel mai bune prietene. Și totuși întrebarea mea e de ce îl vinde, adică nu i l-a făcut cadou sau s-au despărțit și ce o fizia? gata, dă tengă tu, mătii. Totuși, mai departe, atenție, avem furca asta care este luată direct din iad la doar 10 lei, stare utilizat. Și în descriere ne menționează omul ăsta că vinde furca asta luată direct din iad, din nou repet chestia asta, și ajunge la temperaturi de peste 275 de grade Celsius, bă băiatule, este foarte utilă în potriva an, potriva dușmanilor. Am folosit-o și eu odată și merge foarte bine, recomand. Se vede, cu siguranță se vede și băiatul ăsta a folosit furca asta, ne și zice oricum stare utilizat, a folosit-o și SARS la română. SARS de tot la română. Pare că nu prea, nu prea mai are scăpare. Ne mai menționează că se aprinde frumos noaptea. Se prinde la fel de frumos ca măsa. Mă rog, măsa nu se aprinde la fel de frumos după ce o să rămână băiatul ăsta cu origen. Sau repetăm la română aici de mult. Are un roșu atmosferic și fierbinte. Poate aprinde țigări, lumânări și dușmani. Luăm furca asta, dar o să ne arde la română și pe noi cum l-a ars pe băiatul ăsta. Avem și masca asta de diavol la 800 de lei care este negociabilă. Și asta e masca. Și dacă vezi așa ceva, bă, te cași pe tine adică e greu, e greu rău te duci în centru vechi, ești nebun la 4 dimineața mă rog, când o să se mai ducă din restricțiile astea, la 4 dimineața cu masca asta frumos, când sunt toți ăia beți acolo, te duci tu așa cu masca asta ești nebun, ori îți iei bătaie, ori te împușcă cineva, îți iei un cuțit ceva în spate, ori la fel, omori oameni și trebuie să te sperii de cineva cu masca asta adică chiar pare... Da, mă, și cam atât și cu clipul ăsta o să închid și eu aici. Sper că am râs, ne-am simțit bine și ne auzim data viitoare. Nu uitați că mă găsiți și pe contul de Instagram, andrei.cosmin.nă. Nu uitați să dați și un subscribe la canal, nu uitați să prindeți notificările. Și repet, noi ne auzim data viitoare.